Salutare, stimați prieteni! Astăzi am primit la reparație, iată așa, un modul de la un subwoofer Eurolive 1500, da? Iată așa, un amplificator. Proprietarul mi-a comunicat că recent l-a luat de la reparație. Ei bine, ia uitați-vă ce găsim noi aici, eu l-am demontat. Eu cred că se vede. Iarăși, meseriașii au făcut ravagii în acest modul. Așa. Asta nu este tot. Asta nu este tot. Modulul nu se conectează, nu amplifică. După cum se vede. Cred că în curând se finisează pasta termică pe glob. Au pus-o toată aici. Am demontat placa acestui amplificator. Dezastru ce am găsit. Aici avem amplificatorul în clasa D, care este conectat în punte, dar iarăși s-a exagerat cu pasta termică. Foarte murdar lucrat. Iată aici s-a lipit cu soluție care este interzisă în sistemele audio și aici la fel. Uitați-vă. Pastă termică peste tot. Oriunde. Iată așa. Complicat o să fie. Avem de lucru foarte mult, dar încercăm să restaurăm iarăși și acest modul, apoi revenim cu teste și prezentări. Stimați prieteni, sunt la etapa finală când acest amplificator de la Behringer a fost finalizat și aș spune eu chiar restaurat cu succes după intervenția meșterului precedent, care aș spune eu s-a bătut joc de această placă în totalmente, începând cu depunerea unui strat exagerat de pastă termică, după cum și vă prezentasem anterior, cât și lipirea condensatoarelor. Iată, aici a fost terminalul rupt cu diferite sârme, adeziv și așa mai departe. Deci, nu a avut timp de a procura un condensator nou pentru a fi montat în circuit. După cum vă spuneam, s-a depus straturi deosebit de exagerate de pastă termică. Observăm acest izolator și pastă albă și pastă sură și albastră de toate felurile. Fire murdare de pastă termică. Ei bine, eu repet, am restaurat, să spun așa, am restaurat ceea ce a fost posibil. Iată, observăm și partea din spate, a prins la viață, totul este curat, totul este spălat. Într-adevăr, pierd un timp foarte mare și enorm cu restaurarea acestor amplificatoare după reparația de către alți meșteri. Nu merge vorba de un singur meșter care face lucru necalitativ, aș spune eu că majoritatea. Vorbim de construcție deja. Acest modul se folosește într-un subwoofer unde găsim un difuzor la 15, dacă nu mă greșesc. Este o placă universală de la Behringer care este folosită și în sateliți, cât și în acest subwoofer. La bază stă utilizarea microcircuitului în care este un amplificator de clasa D, TDA8954TH, care îl avem aici în imagine. Este microcircuitul original, care nu a fost înlocuit. Așa, este conectat în regim punte, deci puterea totală fiind de 420 de W. Alimentarea se face de pe o sursă în comutație.
Iată, aici avem sursa de alimentare, partea de filtrare fiind la 2200 microfarads 50 de volți. Mai avem și partea de preamplificare, care este pe o placă aparte, pe partea din spate a carcasului. Un radiator, iată, de așa o formă, care servește drept radiator și carcasă. Ne întoarcem iarăși la... Deci observăm, totul a fost spălat, curățat, pasta termică în surplus a fost scoasă în totalmente. Urmează a fi montat un strat foarte, foarte subțire de pastă termică și pentru cei care nu cunoașteți, vreau să duc la cunoștință că nu înseamnă că dacă depunem un strat mai gros de pastă termică se va răci mai eficient, ba din contra. Deci pasta termică trebuie depusă într-un strat minimum posibil de subțire pentru ca să fie cât mai bun contactul cu suprafața de răcire. Așa, deci urmează să asamblez acest modul. De testat nu o să-l testez, fiindcă puterea noi o cunoaștem, este de 420 W, deci ar fi undeva 400 W curat. Evident că nu va fi mai mult. Și deja prezentarea unui mic test cu semnal audio. Deci iarăși mă reîntorc la cele realizate de către meseriaș, componente uzate, lipite cu adeziv. Am mai găsit aici careva rezistențe încălzite neschimbate, lipituri reci de la vibrații formate, în exces pastă termică, fire murdare legate cu bandă adezivă. Deci modulul s-a restaurat în total. Așa, și să nu scăp din vedere, problema este încă și în difuzorul de la joase, adică difuzorul din subwoofer. Este ars din motiv că condensatorii din partea de alimentare și filtrele de la rețea au avut lipituri reci și însă și acest condensator a făcut scurt circuit în timpul lucrului, care a dus difuzorul la defectare. Este finalul, totul a fost asamblat în același carcas, așa cum a fost din start. Toate piesele sunt montate la locul lor, cum a fost prevăzut de uzină. După cum observăm, pasta termică exagerată este lipsă. Totul este curățat, bine asamblat. Am aici partea de sus, observăm că precedentul meseriaș a deșurubat cu o șurubelniță necorespunzătoare, a fermat șuruburile, cu părere de rău, așa, totul a fost curățat, urmează asamblarea și testul final cu acest modul care a fost reparat cu succes și va merge către proprietar. Îmi place ceea ce fac, îmi place să aduc la viață și la condiții aparatajul așa cum a fost proiectat și realizat de către producător și întotdeauna mă pun și mă gândesc la gândul că atunci când vine un modul sau un oricare alt dispozitiv într-o stare dezastruoasă, reparată, schimonosită, încleiată, pasă termică exagerat și multe altele care ați văzut în filmuleți, mă pun în situația dacă ar avea suflet aceste plăci, ar vorbi. Deci m-a străduit întotdeauna să aduc la cel mai înalt grad de reparații și calitate toate aparatajele care ajung pe la mine. Depun foarte mult timp, depun foarte mult efort, încerc să montez totul așa cum a fost de uzină, în unele cazuri chiar fiind imposibil, dar mă strădui să fac tot posibilul. De ce? Repet încă o dată, zic ca la prietenul meu, nimeni nu poate să facă o grădină mai performantă decât un grădinar.
Și graba întotdeauna nu duce la rezultate bune. Aici avem cutia, avem difuzorul. Nu tragem atenția la puterea menționată de producător. Deci iată așa, un difuzor la 15. Căptușit. Așa, lecer. Urmează să montăm modulul. Modulul a fost montat. Urmează a fi transmis proprietarului. Așa, un sunet pentru test. Toate butoanele, reglajele funcționează. Totul este ok.